Clasica toaletă din spatele curții trebuie să devină istorie, iar românii care au acces la un sistem de canalizare sunt obligați să se racordeze la conducte în termen de un an. Conform ProTV.ro, cei cu venituri reduse vor fi ajutați de stat cu bani, iar cei care folosesc fose trebuie să le declare la primărie până la sfârșitul acestei luni și să facă dovada că din ele nu se scurge nimic care ar putea polua mediul. Alexandru Dobre locuiește în Ploiești, municipiul reședință de județ, dar se gospodărește la fel ca bunicii lui. Rețeaua de canalizare a orașului îi trece prin fața porții, dar nu este conectată la o stație de epurare, așa că bărbatul trebuie să-și declare fosta la primărie până la sfârșitul lunii și să prezinte o dovadă care un contract de vidanjare. Cei care nu încheie contracte și nu își declară fosa la primărie riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, iar până la primăvară, deținătorii de fose trebuie să aibă și un aviz de la gospodărirea apelor, care se obține în baza unei documentații complexe, menită să demonstreze că fosa nu poluează descrierea elementelor constructive și a performanțelor tehnice ale sistemului, parametrii de calitate a apelor uzate epurate, caracteristicile solului și sau ale corpului de apă în care sunt descărcate apele uzate. Branșarea la sistemul de canalizare poate costa peste 10.000 de lei în funcție de complexitatea lucrării. Administrația Fondului de Mediu lansează programul Prima Racordare, prin care oamenii cu venituri reduse pot primi până la 1.900 de euro în acest scop. Bugetul total al proiectului este de 168 de milioane de euro. Aproape jumătate dintre gospodăriile din țară nu sunt racordate la un sistem de canalizare, relatează știrile ProTV.ro.